Un candidat la primăria Ciortești a fost bătut de consilierul edilului. Conflictul celor doi ar fi pornit de la un simplu afiș electoral. Candidatul a primit mai mulți pumni și a ajuns la spital. Situația a fost semnalată și la poliție, unde a fost depusă o plângere. Pe fondul unor tensiuni între candidații de la primăria comunei Ciortești, un bărbat a ajuns să fie bătut măr și să nu mai vadă cu un ochi. Totul ar fi pornit de la un simplu afiș electoral. Doamna primar, personal la primărie, e angajat. În felul tău, n-am avut niciun conflict. Eu zic cu doamna primar, eram cu alții. De aici, arest, nu am avut, dar nici n-am cum, că el e de 2 metri față, două capuri față de mine, e dublu față de mine, fi luptător, eu mă bat cu el. Ceea ce a urmat pare a fi un scenariu de ring de box. Gândiți-vă că noi eram 8 oameni, da? M-am dus la scoi, sunt cunoaște, mi-ai explic care-i treaba, că el a venit cu afișul mână rupt și m-am dus la el. El a început să înjure, să face că-i gardul lui, că ce, că trebuie să-l sun. Și am zis, băi, gard comun. A început să facă diverse înjurături. Bine, și la un moment dat a început să dea. M-a lovit. Cu pumnii, și-o luat de un coleg care s-a băgat să ne despartă și-o luat și el un pumn. Primarul comunei Ciortești nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere. O să depun plângere, o să fac tot. Și o să... Am, nu văd cu ochi, nu aud, îmi țiu urechea, ca așa am, o să deschid gura.